Nu știm noi cum era să fie dacă mergea Pavel Turcu la Eurovision, dar anul acesta nu prea am avut-o noi de bine la Oslo. Cine știe? Nimeni și nici când. Poate doar la anul, dacă ar mai vrea să participe Pavel Turcu. Totuși, reprezentanții noștri nu s-au sfiat să declare că ceea ce a fost în Norvegia a fost politică curată, fraților. Dacă ați observat sau nu, piesa Runaway interpretată de băieți la Oslo pare un pic cam diferită de original. Dar ce mai contează? Poziția de bronz de astăzi revine trupei Sunstroke Project și Oliei Tira. Proaspăt căsătorita Olga Fesenko, sau mai nou Carisma, și-a lansat clip la cel mai recent single al ei. Piesa On My Way deja se poate lăuda cu remixuri pe la radiouri, iar clipul a ieșit cât de cât bine. Chiar am spune noi, cu multe influențe externe. De exemplu, ideea cu patul și cu cearșafurile albe într-o dimineață destul de somnoroasă am mai văzut-o noi. Dar iată faza cu portretul din poze, asta da idee. Ce să mai zicem, fosta Alexa cu On My Way ia poziția a doua. You left will always be a need.
There's music from my heart. Every time your lips have kissed my face, we'll stay in history. But why you left will always be. Înainte de a afla cel de-al doilea clip nou venit în top, care a și luat primul loc, vă amintesc care au fost pozițiile de până acum. Pe locul 5, Arsenium cu Minimum. Locul 4, Jumătățile lui Adrian Ursu. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Bronzul și poziția a treia, Sunstroke Project și Olia Tira. Carisma cu On My Way ia poziția a doua.